Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, din bătrâni se povestește că-n toți anii negreșit Moș Crăciun îi dacă sosește niciodată n-a lipsit. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete d'albe încotro vrei s-o apuci, ți-aș cânta florile d'albe de la noi să nu te duci. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun cu plete d'albe a sosit de prin nămeți și aduce daruri multe la fetițe și băieți. Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun, Moș Crăciun. Ceva ți-a adunat aici. Astăzi e o zi mare, de aceea v-am poftit. Astăzi vom da o sărbare și cu toții ne-am gătit. Vă sărut de-o bărbunii. Bine că am găsit părinți. Vă sărut de-o bărbunii. Sunt aici și-s fericită, fiindcă aici m-aș fi iubit. Copiii cei cuminți, de părinți și de bunici, de cei ce vor să asculte povestiri și basme multe, într-o lume fermecată, o viață este minunată. Bună seara, bun găsit! Mă bucur că ați venit, că de când nu ne-am văzut, multă vreme a trecut. Iată, gheamul vremii se învârtește, nici o clipă nu se oprește. Fie ploaie, fie sare, așa-i vremea trecătoare. Iată Crăciunul că vine, cu o creasă ca o floare, îmbrăcată în sărbătoare. Vin din lumea cu nisoare, cu vești bune, sănioare, și-am adus aici la noi invitații cei mai de soi. Fulgi de nea, pitici, copii, prințișori și spirituși. Va veni la noi acum chiar și bunul Moș Crăciun. Ne-am adunat aici o mulțime de artiști ca să cântăm, să recităm și pe toți să vă bucurăm. Fiindcă e seara de Crăciun când s-a născut Domnul cel Sfânt. Sala e frumoasă, pregătită, dichisită, cu beteală, fulgi de nea, strălucește ca o stea, parcă ai mai aștepta ceva. În seara asta de Crăciun noi venim cu gândul bun, va aduce vestea dorită, cea din veacă pregătită. Să-i chemăm acum pe scenă pe micii noștri actori, să-i ascultați și apoi să-i aplaudați. Unde mergeți în vacanța de iarnă? Eu merg la munte. Eu rămân în oraș, fiindcă în fiecare zi vom merge la patină, mă pregătesc pentru concurs. Și eu particip la acest concurs, așa că vom merge împreună la antrenamentele zilnice. Eu am promis cu cineva mei că în vacanță de iarnă sunt plătesc la drum și locuiesc la țară și este minunat. Dar bine aștept să mă joc cu bicicuța, bicuța și cu răbuș. Un câine alb cu o pată mare pe spate. Au și o băcuță. În statul acela sunt o mulțime de prieteni pe care sunt nelăsători să-i revăd. Ce frumos trebuie!
merge la bunici, dar la vară. Acum rămân acasă, fiindcă mi-am propus să citesc mai multe cărți, ale călăsitul m-a făcut tare curioasă. Văd că toți aveți ceva planificat, dar cred că nimeni nu va avea o vacanță mai frumoasă ca a mea. Mai să fie, mai făcut curioasă. Ce poate fi așa de deosebit încât să crezi că tu ești cel, cel? Ei, am o mătușă în provincia la Pune, din Finlanda și vacanța aceasta m-a invitat împreună cu toată familia ca acolo ca să-l vedem pe Moș Crăciun la el acasă. Adevărat? Sigur și pe 500% garantat. Într-adevăr, este extraordinar. Știu, mi-a venit o idee. Dacă tu mergi în Pune, nu vei să duci scrisorile noastre pentru Moș Crăciun? Da! 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 Ce idee bună, le vei pune direct în cutia poștală specială a lui Moș Crăciun. Așa vor ajunge mult mai repede și sigur nu se vor rătăci. Da, nu am nimic împotrivă, chiar mă bucur să pot face ceva pentru voi, doar îmi sunteți colegi. Uite, eu ți-o dar chiar acum, că era scrisă. Și eu, și eu. Eu nu mai pot întârzia, s-a întâmplat cu bagajul, chiar astăzi vom pleca. Și merișorii i-am vărușat cu drag. Dacă știa că a dat pe peron. Nu, no, crezi că nu a vrut să spună
unul care așteaptă pe fel, mătura și pe mătușa lui. Și unul cei doi melișori și cei doi melișori. Mai departe, orașul era minunat. Străzile lui erau zemoase, iar copacii erau îmbrobodiți cu cecuri multicolore care laminează trecătorii. Stai așa, faci că chiar nu mai vede nimic. Mai fi o dată. Străzile sunt zemoase, iar copacii sunt îmbrobodiți cu cecuri multicolore care laminează trecătorii. Clădirile sunt zemoase, adică ude? Nu zemoase, ci frumoase, dar așa scrie el. Și copacii nu erau îmbrobodiți, ci împodobiți cu becuri multicolore, nu cu cecuri. Care laminează trecătorii, adică îi scrivește ca la desene animate. Nu laminează, ci luminează, vreau să zică. Este treaba aventură cititul scrisorii acestea. În vitrine sunt o mulțime de țucuri de nu mai știi ce să alegi. Păi asta mă înțeleg eu. Vreau să spună lucruri, nu țucuri, și alegi, nu alegi. M-am plictisit rău. Mai este puțin. Fiindcă a fost târziu, ne-am dus direct la mătușa acasă. Ne-a ospătat cu mămăliguță, cu pete de apă dulce și cu prăjitură cu cremă de cuci. Mama și mătușa au băut o limonadă de mentă, iar eu cu verișorii mei am băut un ceai îndulcit cu fiere și cu multă tămâie. A fost minunat! Bravo! Ce porcărie! Ce gusturi ciudate au cei de la Ponia! Stai, ai spus mămăliguță cu pete de apă dulce? Păi eu nu plecam ca mămăliguță pătată, eu plecam să spună pește, adică am mâncat mămăliguță cu pește de apă dulce. Ah, și prăjitura cu cremă de cuci? Poate că era aperitiv, dar cucii sunt comestibili. Era foarte de plăcit, dacă nu presupun. Și cea era dulce cu miere, nu cu fiere. Și-au adăugat lămâie, nu tămâie. Vezi că ne înțelegem ce scrie și mai zice că este în clasa a doua. Se pădea și mine de pățică la o notă mică din casa felului în care scrie. Of, singă-mi pierd răbdarea, dar te rog, citește mai departe. Am transpirat citind așa încălcitor. Băleu, ia, uite ce scrie aici. În graba plecării am uitat scrisorile acasă de la voi pentru Moș Crăciun. Dar să nu vă faceți griji, am ținut minte ce a cerut fiecare. Așa că am scris o singură scrisoare în numele vostru. Vai de noi și de noi, mai bine nu le dădeam. Acum cine știe ce aiurea a scris? Abia aștept să vină înapoi. Am să merg la el zilnic și am să fac dictare cu el până învăța să scrie corect. Da, ai dreptate, este un lucru bun, dar trebuie să facem de mult în treaba asta. Acum o să vină Moș Crăciun și cine știe ce a scris Crelul, e și frică să gândesc. Așa ceva nu se poate, las că vine el înapoi. Așa se întâmplă că nu se dă importanță fenomenului în care se chiar și la calculator, o mulțime de greșeli. Este adevărat că poți atinge greșit tastele, dar nimic nu ne împiedică să recitim ce am scris și să corectăm. Ca să nu mai vorbim de temele pe care le avem de făcut, lucrările la examene, testele, degeaba și în subiectul dacă vom scrie un cuvânt greșit care să denatureze răspunsul. Mai sunt situații în care elevii au folosit cuvinte fără să le cunoască perfect sensul. Sau au uitat să pună virgulă. Sau nu le-au scris corect în frază, dând naștere la interpretări greșite. Îmi amintesc că într-o lucrare de control, un elev scria: împăratul avea o livadă mare și un măr în fund. Sau creierul de telefon este din capului. Ha, pe asta ar trebui să știe și relu. Sau, un fiu trimite telegramă tatălui și îi spune să-i trimite urgent două paturi, când lui de fapt îi trebuiau două pături. De asta stau și mă gândesc la scrisoarea pentru Moș Crăciun, pe care a scris-o Relu, în numele tuturor colegilor lui. Oare o fi scris corect? Rămâne să vedem că Moș Crăciun tocmai a sosit la ei. Nu am găsit, dragii mei! Credeam să-mi spună
plăcut. Ei, mai copii, Stigiu și mai mi-a povestit multe despre voi. Și bune și mai puțin bune. Dar eu am mare încredere în voi și sunt convins că vă veți corecta greșelile, așa că am încercat să vă îndeprimez dorințele. Am primit scrisoarea voastră. Aveți gusturi destul de ciudate, dar dacă voi a cerut, eu am încercat să aduc tot. Și ca să nu mai pierdem vremea, că mi-a mult de umblat, am să vă scriu pe fiecare din ordine. Ioana, ce ți-am adus doamnă pe care mi-a cerut? Dar să știi că pe dușii mei am căutat mult până am găsit. Iată, în această cutie este căpușa cerută de tine. O căpușă! Căpușă, dar i-am cerut o căpușă. Îmi pare rău, dar uite, am scrisoarea aici, vezi ce scrie. Da, așa scrie. Maria, tu trebuie să fii o fetiță foarte harnică. Tu curești vasele cu tix? Eu? Nu. Atunci mama ta pentru dușa mi-a cerut tix. Nu, eu am cerut un pix deosebit ca să aibă 4 mine diferite. Of, of, of. Așa scrie. Iar altceva e un treabă. Viorica, tu mergi afară la Sania mea. Ceea ce mi-a cerut tu este prea voluminos și nu putea pune în sac. O să-ți dea doar spre dușul meu care mă ajută. Cristian, la tine este o problemă. Ceea ce m-a cerut tu nu puteam aduce. Cum ai crezut tu că pot aduce un canion? Nu știu, Jun, cum puteam cere așa ceva? Canionul este o bară îngustă, adâncă între doi pereți verticali. Se poate înțeagă un rug. Eu am tot un camion. Of, 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 i-am adus numai ce scrie aici. Camion, nu camion, este scris frumos în loc de noi. Vasilica, tu ce faci, fetiță, cu o haină roasă? Iată ce-am adus. Muște, ce mi-am cerut o haină groasă. Așa ceva nu mi s-a mai întâmplat. Sunt atât de supărat cât te vine să plec aici. Să golești totul șacul, fiindcă trebuie să mergi și la alți copii. Maș Crăciun, Sfântul meu de Nisane Oaie, ce să mă fac eu cu aia? Scrișoare, că negru pe asta, tu scurești o mioară, adică o iță. Oile mai tinere să numesc mioare. Dar eu am cerut o mioară, nu o mioară. Nu, așa ceva nu se poate, nu am să mai fi niciodată la voi. Poftim! Ana, am cerut surcică de guinea. Am trimis pe dușul tocmai guinea să aduc o surcică a noi. Poftim, iau! Nu te supă, dar eu am acasă un purcelul de guinea și am vrut să am pereche. Eu am cerut o purcică de guinea, nu o surcică de guinea. Nici nu am vrut să aud. Luați-vă lucrurile așa cum ați cerut ca să plec mai repede de aici. Silvia, ai aici cu 10 doi cârcei pe care mi-am cerut. Eu doream cercei, nu cărcei. Irina, ai aici și doi cartofi pe care mi-am cerut. Ce să-i faci eu cu doi cartofi? Nu așa răciun. Eu credeam că tu vrei să faci de mâncare. Eu îmi doream o pereche de pantofi, nu așa răciun. Of, 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 așa scrie în scrisoare. Maria mi-a cerut un treuleț. Am adus un treuleț din cartofi sclipitor, dar acum mă gândesc să vă dea doamna învățătoarea tot câte un treuleț în felul în care scrie. Moș Crăciun, te rugăm să nu fii supărat. Nu noi am scris scrisoarea, ci colegul nostru care a fost în Laponia. Aaa, și doar un singur copil a făcut toate aceste greșeli. Trist, foarte trist, dar bine că nu sunteți toți la fel, pentru că eram hotărât să mai vin deloc. Totuși și voi sunteți vinovați. V-ați amuzat probabil de greșelile de scriere ale colegului vostru. Vreau să-l ajutați să înțeleagă cât este de important să scrie corect. Uite ce se poate întâmpla să nu fie învățătura de minte. O să-i facem noi o surpriză. Când va veni, o să-l așteptăm în gară și fiecare va avea în mână câte o mătură. Ba, o să ne arătăm foarte supărați dacă nu le va pupa pe toate. Cum așa? El a zis că în gară, în orașul din Laponia, l-a așteptat mătura și cei doi merișori. Și a fost atât de fericit încât i-a îmbrățișat pe toți.
Noi ne vom preface că nu am înțeles că el a vrut să scrie că a fost așteptat de mătușa și de cei doi verișori și îi vom zice că ne-am gândit să-i repetăm bucuria de a fi așteptați și în gara de la noi, ba chiar cu mai multe moturi pe care să le și sărută. La fel ca acolo, exact cum ne-a scris. Și îi vom arăta scrisoarea pe care ne-a scris-o. Moș Crăciun, îți promit că de acum înainte vom da importanță scrisului tău și orice spere nu. Ei, așa vă vreau. Este târziu și trebuie să mergi și la alți copii. Dar tocmai vreau să aud un cântec. A venit, a venit iarna pe la uși, pe la Nici de cum!
Pe oameni trebuie să-i respecti și să-i iubesc să conținte egalii lor. Nici tu nu meriți averea mea. Atunci, tăicuță, dă-mi averea ta. Eu nu m-am lăcomit și nici trufar, n-am fost cu nimeni. Nu m-am mișcat de la locul meu. Să știi, Lene, că nimic nu vine de-a gata, ci totul se câștigă prin muncă. Tăicuță, dragă, eu, cum ți-am mai spus, n-am nevoie de nicio avere și nici nu o merit. Fapta mea e cu totul neînsemnată. S-o auzim! Păi când am plecat de aici, am ajuns la casa unei moștea care făura jucării. Am intrat în slujba lui și am învățat cum să fac jucării. La plecare mi-a dăruit un sac plin cu jucării ca să-l aduc să mă pot crede. Pe drumul s-am întâlnit mulți copii, le-am dăruit lor jucăriile. Bucuria din ochii lor m-a răsplătit că nu mai am nevoie de nicio avere. Tu ești fiul meu cel vrednic, bunătate. Te-ai dovedit că nu ești lacom, nici trufaș și că-ți place să muncești. Meseria e brățara de aur. Te-ai dovedit bun și milostiv. Tu meriți averea mea. Curând regele se stinse. Bunătate îi chemă la el pe frații săi și le zise: acum după ce l-am coborât pe tăicuța în groapă, ce ne vom face? Tu hotărăști, ești moștenitorul averii. Vom împărți averea în patru părți egale, așa cum se convine, și vom stăpâni toți asupra acestui ținut. Am hotărât. Pleacă, noi vom stăpâni averea. Avem trei părți și tu doar unul. Să stăpâniți sănătos și eu plec și vă las cu bine. Bunătate părăsi castelul și se îndreptă spre casa bătrânului favoritor de jucării. Dar e greu, mă mai descurc. Mare nevoie am de un ajutor. Pe unde o fi bunătate? Dacă mă primesc, sunt aici să te ajut în continuare. Mare bucurie îmi faci, fiule. Văd că te-ai dus hainele de lucru. De bătaia, când atâtea de făcut, eu sunt bătrân și slăbit. Dar sunt mâinile tale, dar când ai abucurat sufletele copiilor cu aceste minunate jucării. Cum mă voi descurca? Sania mea și Renis vor fi sprijin în călătorie, iar spiritușii te vor ajuta cu jucăriile. Spiridușilor! Vom veni spiritușilor și spiritușilor, însă noi mergem să ne aducem mulțele, lăsăm toate la seama voastră. Cred că moșul abia așteaptă să plece. Va merge în fiecare ală toți copiii. Ei, la toți copiii, la o mică parte. Cum la o mică parte? Păi eu am făcut de toți copiii și am pregătit pentru fiecare jucăria lui tata. Sper că n-ai greșit asta ca și noi anul trecut. Vă mai amintiți? Ai trimis unei fetițe o păpușă de lăpană și ea era o păpușă Barbie. Nu a fost vina mea pentru că producătorul lui Barbie a trebuit să marca prea târziu. Va trebui păpușa de-abia anul acesta. Fetița aceea trebuia să se mulțumesc cu ceea ce a primit, să nu mai trimite nimic. Copiii răi și de necunoscători. Nu e adevărat, nu există copii răi, toți copiii sunt buni. Așa e, cred că moșul nu ar trebui să meargă pe la toți copiii. Nu se poate după atâția mii de ani să se schimbe obiceiul. Da, copiii răi și nașterile, dar de ce să mergi pe jucării? Nu e adevărat, nu există copii răi, toți copiii sunt buni. Și atunci, dacă e așa, de ce sunt neascultători? De ce distrug jucăriile? Din curiozitate, vreau să le află secretul. Cine strică acum o jucărie mașinuță, când se va face mare, va construi o mașină adevărată. Dar cu învățatul cum e, unii copii învață, iar alții nu. De ce nu învață toți? Toți învață după puterile lor, numai că unii sunt mai puțin îndemânati. Și se descurcă mai încet cu cartea, dar fiecare copil are partea lui bună. Mai să fie, ne-ați îndrășat inima.
Nu vom bea pe nimeni de pe lângă voi și cel care hotărăște. M-ați convins și pe mine. Toți copiii sunt buni și merită câte o jucărie. Anul acesta. Dacă mă mai supără la anul vreunul, îl șterg de pe listă și gata. Hai, fratilor, că se face târziu și copilul așteaptă pe Moș Crăciun. Pachetele sunt aranjate și sare e pregătită de drum. Dragul meu, e totul să-ți urez bunul. Sunt convinsă de face treabă bună. Dorința ta e poruncă pentru mine. Așa cum ați înțeles, bunătate deveni Moș Crăciun și cu trăieră lumea cu alaiul său nemai văzut, cu plinte de clopoței la sania fermecată. Așteptați-i! Hai, ce frig este, știi cumva unde suntem? Nu știu, cred că ne-am rătăcit, am luat înaintea lui Moș Crăciun și se pare că ne-am apătut din drum. Uite, putăruga, hai să ne odihnim. Ce ai zis? Ce ți-a dat Moș Crăciun să aduci copilul? Uite, am o carte frumoasă cu basme. Preciți copilul acela este nito la școală și place să citească. Mai am hei, mamă. Am înțeles, gata. Mai ai creioane? Ce mai ai acolo? Carioci. Stai că am carioci. Dintre toate numele anului, de ce mă-mi place cel mai mult?
parcă toți oamenii sunt prieteni. Parcă simți cum liniștea și pacea coboară peste întreaga lume. Da, și să nu uităm că e luna în care vine Moș Crăciun. Și să nu-mi ziceți că nu sunteți nerăbdători să vedeți ce cadouri vă aduce. Toți așteptăm cu emoții, dar mă tot întreb, sunt atâția copii în lumea aceasta, de unde știe Moș Crăciun ce-și dorește fiecare? Las că aflăm noi! Ce frumoasă e iarna, ador zăpada și în special luna decembrie, când este Crăciunul. Ei, crezi că doar la tine e Crăciunul? Și la mine e. Și la mine. Am un podobit bradul și la noapte îl voi aștepta cu minte pe Moș Crăciun. Ia vezi, poate că la tine nu o să vină. Dă-ți peste gură, cum să nu vină. N-am fost mai rău ca voi. Mi-am făcut cu mama colmelețe și fulsecuri. Îi voi lăsa mâncarea moșului, precis să-i va fi foame după atâta drum. Hai să ne mai jucăm puțin, că tine de azi întunecă și trebuie pe seama ta. Nu! Tare, tare! Ascultați, mamile! Anul acesta o să-i vin de hap lui Moș Crăciun, fratele cel mai bun și iubit. Nu mă va mai păcăli și anul acesta. Dar trebuie să-l prindem și să-l ducem undeva departe, unde puterile lui magice vor slăbi. Eu nu mai vreau să rămân în răpăție și să îngheț ca un trecut. Mai bine să o lăsăm baltă. Dar, singure, vei face ce spun eu. De data aceasta va fi bine. Dacă îl prinde singur, îl duceți în peșteră. Da, ați înțeles, în peștera unde am ascuns Daria și Remi anul trecut. Cred că vine, hai să-ți ne răspundem repede. Of, ce-am obosit. Ia să mă odihnesc puțin. Ce să fi întâmplat cu renii mei? Dar cu Sania? Nici crățenițele și piticii nu se mai văd. E, tinerețe, tinerețe. Te-ai dus. Nu e nimic, mai e timp. O să-i aștept aici, sigur mă vor căuta. Prinde-ți-l! Da! Haide! A meu. Ce credeai că să-ți meargă la epic? Acum eu voi fi adevăratul Moș Crăciun. Și pe mine mă vor iubi copiii, luați-l de aici, nu mai vreau să-l văd. Nu este niciunde, unde să-l mai căutăm? Haideți să-i chemăm în ajutor și pe copii. Ei cunosc mai bine locurile acestea. Copii! Copii! Ce? Ce s-a întâmplat? Nu-l găsim pe Moș Crăciun, nu se mai vede nici Sania lui, nici Reni. Ne-a ajutat să-l căutăm. Da! Da! Așteptați! De ce vă căutați? Nu veți găsi pe Moș Crăciun. Cine ești? Cine ești? Sunt Duhul El. Ascultați cu atenție! Fratele vitreg al lui Moș Crăciun a făcut o vrajă și a reușit să-l prindă. Dacă nu l-a ajutat să scape, nu va mai exista Moș Crăciun. Ce trebuie să facem? Dacă răspundeți corect la trei întrebări, vraja se va rupe și îl veți găsi și salva pe Moș Crăciun. Sunteți de acord? Da! Mai repede! Prima întrebare... Care este țara lui Moș Crăciun? Laponia! Laponia! Bine! A doua întrebare... Ce se sărbătorește în prima zi de Crăciun? Nașterea lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Bravo! Și acum ultima întrebare... Ce înseamnă noi cărcșom? Noi cărcșom? Ce o fi asta? Hai, gândiți-vă, nu e timp de pierdut. Tu, Bogdan, ești... și la ghicitor. Ajută-ne! Nu-i cărcșom, nu-i cărcșom. A, gata, știu, e numele Moș Crăciun, scris invers. Ura! 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 Am reușit! Bravo, copii! Vrează să rup! Acum îl veți găsi pe Moș Crăciun. Dar unde e Duhul Ierni? S-a plecat! Ce ne face? Hai să vezi grădina și să-l căutăm din nou. Moș Crăciun! Moș Crăciun! Unde-i peștera noastră? Am cam ghicit-o pământul. V-am zis eu să
cuba și acum ce ne facem? Stai singură, fricosule, dacă vrei mai decât să pleci. Stop!
păstorii să-l vadă, magii darul îi fac. Blindul Iosif cu Maria stau în preajma sa și din ceruri veghează cea mai frumoasă stea. E Crăciun chiar acum, pe pământ și-n Betlehem. Vino creștine la nașterea sfântă de chem. Ființele și mai bun și iubește ca și cum în fiecare zi ce o vei trăi ar fi doar Crăciun. Un copil nu are leagăn jucării de pluș, doarme-n pân' sub răsuflarea unui măgăruș. Dar îngeri din înalturi veste dau în cor, că-i născut să aducă pace și dragoste tuturor. E Crăciun chiar acum, pe pământ și-n Betlehem. Vino creștine la nașterea sfântă de chem. Ființele și mai bun și iubește ca și cum în fiecare zi ce o vei trăi ar fi doar Crăciun, ar fi doar Crăciun. Bravo! Într-o țară de gheață, bunica mi-a spus că ar fi o zână ce iarna răsfață și bucură mult pe copii. Aleargă cu ei prin insoare, alunecă pe dedeluș, la geamuri le lasă o floare, de neaș un înger de pluș. Creasa zăpezii a fost și la mine și fulgii pluteau împrejur. Mi-a spus noapte bună, m-am velit mai bine, era chiar mămica, vă jur. Mi-a spus noapte bună, m-am velit mai bine, era chiar mămica, vă jur. Eu știu că poveste-i poveste și somnul aduce un vis, dar vizita de-aseară este reală, exact cum v-am zis. Creasa zăpezii, o doamnă frumoasă pe veche mereu, și primăvară și iarnă și vară lângă patul meu. Creasa zăpezii a fost și la mine și fulgii pluteau împrejur. Mi-a spus noapte bună, m-am gândit mai bine, era chiar mămica, vă jur. Mi-a spus noapte bună, m-am gândit mai bine, era chiar mămica, vă jur. Bravo! Oh!
participat la sărbarea noastră. Eu vreau să felicit pe copii. A fost o sărbare grea, a fost un program greu pentru noi, având în vedere că suntem clasa a doua, însă ne-am descurcat foarte bine. Bravo copiilor! A fost foarte multă muncă, să știți, în spatele acestor scenete și chiar dacă am avut mici scăpări, se mai întâmplă și la case mai mari. Profit de ocazie să vă doresc sărbători fericite, un an nou mai bun, să fiți sănătoși, să vă bucurați de copii și să ne vedem cu bine în noul an. Eu am văzut că am lipsit vreo 2 minute așa din clasă și moșul a și trecut repede așa și pe fereastră ne-a aruncat niște clasă acolo. Păi de la început, că eu am ieșit, n-am mai păzit bradul, am ieșit și eu m-am dus să-mi fac un ceai cu uite drăcită și a venit moșul, nu l-am prins. Poate că nu uite drăcită. Și văd că v-a lăsat niște pungulițe acolo.